Stimați prieteni, doresc să vă salut și cu această ocazie și mă bucur mult că putem să beneficiem încă o dată de un timp care să-l petrecem în studiul biblic. Constatăm totuși că atunci când distanțarea socială sau preocupările noastre zilnice ne depărtează unii de alții, sau mai mult decât atât, când ne depărtăm de Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu nu mai are un loc important în viața noastră, riscăm să ne pierdem identitatea. Noi ca și creștini considerăm că studiul Bibliei este un departament important în viața noastră, un lucru care necesită timp și dorim ca să petrecem o parte din timpul nostru în acest lucru. De data aceasta vom discuta despre viața modelată de Hristos. În cartea Efesenilor, în epistola către Efeseni, Pavel discută cu enoriașii lui despre acest aspect. Cum poate Hristos să schimbe viața omului? În ce măsură implicarea divinității în viața omului poate determina o schimbare care să fie benefică pentru veșnicie? Rămâneți alături de noi și vom descoperi împreună care sunt mijloacele prin care putem beneficia de o asemenea schimbare. Vreau să spun bun venit celor doi invitați ai mei, invitați special cu această ocazie, Gabriel Duciu, bine ai venit, și Daniel Glăvan. Când am aflat că amândoi ați studiat teologia, am zis, păi ce facem acum? Facem teologie sau religie practică? Da. Consider că nu se elimină una pe alta, nu? Nu neapărat, însă cred că de data asta vom rămâne la Biblie, la practică. Teologie e un pic mai... Ne trebuie, cum spuneam deja, ne trebuie alte unelte cu care să... Deși, până la urmă, explicarea sau înțelegerea Scripturii necesită o oarecare disciplină. Zonă teologică, ca să-i spunem așa. Nu facem din asta o știință. Dar dacă nu facem o știință, atunci e ok. E ceva teologie. Necesar. Avem nevoie de cunoștințe practice, utile. Absolut. Viața de zi cu zi, care să ne ajute să fim creștinii autentici și fericiți în același timp că avem un model de urmare. Exact. Și chiar astăzi tema care o avem în discuție punctează acest aspect. Modelul Iisus Hristos. Se povestește despre, și am văzut mai multe videoclipuri, când oamenii ai străzii care nespălați, nebărbieriți, stau și dorm pe unde apucă, au fost luați de către un frizer și spălați, tunși, aranjați. Și chiar în tema noastră de astăzi se povestește de un asemenea om, după ce s-a văzut în oglindă, nu s-a mai recunoscut. O schimbare totală. Omul poate fi transformat estetic, fizic, atunci când cineva intervine în viața lui. Sub aspect spiritual, Biblia în nenumărate rânduri ne spune și vedem că și Pavel în această epistolă spune că omul poate fi transformat, schimbat de Dumnezeu. Cum se întâmplă asemenea lucruri sau ce poate interveni, în ce fel poate interveni Dumnezeu în viața mea a unui păcătos notoriu ca să mă schimbe în așa fel încât eu să nu mai mă recunosc din ce am fost, să fiu un alt om, un om schimbat, un om convertit. Avem argumente biblice pentru a susține acest lucru? Cu siguranță că sunt foarte multe argumente biblice, persoane în Scriptură care au fost într-un punct foarte jos al vieții lor și întâlnindu-L pe Hristos au devenit niște oameni noi. Pentru unii procesul este rapid, pentru alții este mai îndelungat. Depinde de cât de mult își dorește fiecare ca să fie schimbat, de cât de mult este conștient de starea în care se află și cât de bine ar putea să-i facă o restartare a vieții. O resetare totală. O resetare totală a vieții. Și dacă nu există Hristos ca să poată să ne schimbe, atunci nu mai este nimeni pe pământul ăsta. Se vorbește despre o schimbare, Pavel povestește aici despre o schimbare pe care o dă adevărul. Este vorba despre o neprihănire, o sfințenie care omul o poate primi, o poate căpăta doar prin descoperirea adevărului. În nenumărate locuri se spune ce este adevărul. Până la urmă, oamenii se întreabă care este adevărul. Noi în Scriptură avem descoperit pe Iisus Hristos care ne-a descoperit ce înseamnă adevărul și în ce măsură putem să descoperim lucrul acesta. Sfințirea despre care vorbește Apostolul Pavel aici este ceva care se întâmplă
la un click sau este un proces? Tu ai amintit ceva despre un proces, o transformare care nu se poate face spontan și pe moment. Care sunt pașii? Ce trebuie să facă omul ca să poată beneficia de asemenea schimbare în viață? Te rog, Gabi. E interesant că într-o lume, într-un fel cronic, ceea ce facem noi, într-o lume postmodernă în care adevărul are din ce în ce mai puțin adevărul în sine ca valoare morală sau ca valoare autentică și exactă, de sine stătătoare. Uh-huh. Începe să-și piardă din ce în ce mai mult poziția. În lumea noastră deja adevărul este ceea ce eu hotărăsc. Da, exact. Adevărul este ceea ce tu hotărăști. În același timp, cu toate că adevărul meu pentru tine este minciună și adevărul tău pentru mine este minciună, noi avem libertatea și posibilitatea ca în același timp amândoi să spunem adevărul. Și la asta mă refeream. Tu spuneai, există un adevăr de la care individul pleacă pentru ca să se schimbe. Și mie mi se pare crucial să definim ce înseamnă adevărul. Să știm care este punctul. Să știm care este punctul de la care plecăm, pentru că în felul ăsta avem referința cu care noi să ne comparăm și să spunem eu sunt în regulă sau nu sunt în regulă, eu am nevoie de schimbare sau nu am nevoie de schimbare. Mi-aduc aminte de o semi-anecdotă, eram la masă cu câțiva colegi și vine unul dintre profesori și zice, vreau să vă spun ceva despre fiul meu. Mi s-a părut așa un pic, a venit, s-a băgat între noi și zice, eu am un fiu foarte nefericit, dintr-un anumit punct de vedere. Sunt incapabil de ceva vreme, încerc să-l convinc că trebuie să se schimbe și sunt incapabil să-l fac să se schimbe, să-l fac să creadă că are nevoie să se schimbe. Și problema cea mare este că el nu are nevoie să se schimbe. Este atât de bun că n-a reușit niciodată să-l faci să mintă, n-a reușit niciodată să-l faci să vorbească urât, n-a reușit niciodată să-l faci să se manifeste în așa fel încât să intre în contradicție cu vreo lege a moralității. Și el spune că nu are nevoie să se schimbe și totuși eu văd că trebuie să se schimbe. Și atunci ce înseamnă de fapt schimbarea? Conștientizarea necesității sau? Vezi? E o chestie foarte sensibilă. Plecăm de la adevăr, ne comparăm cu adevărul și ajungem la concluzia că trebuie să ne schimbăm. Pavel spune asta. Că există un moment în viața noastră când conștientizăm nevoia de schimbare. El nu face diferență, nu spune unii dintre voi au nevoie de schimbare și alții n-au nevoie de schimbare. Nu, se adresează toți la toți. Da. Au nevoie de schimbare. Indiferent de felul în care ei se percep personal. Băiatul profesorului în cauză spunea, eu sunt atât de bine cu mine însumi și cu felul în care mă percep că n-am nevoie de schimbare. Cred că asta e cea mai periculoasă poziție. Da. A unui creștin. Da. Să te vezi bine, să fii atât de sigur pe ceea ce poți și pe ceea ce ești, încât să ai nevoie de un ajutor din exterior care să te determine sau să te ajute la schimbare. Ne regăsim adesea. Personal pot să spun lucrul acesta, mă regăsesc uneori sub anumite aspecte, chiar soția îmi spune, aici nu prea sunt de acord și da, eu am dreptate. Cu încăpățânare, susțin că ești pe poziția corectă. Și cred că e o tendință a fiecărui om. Și eu cred că tocmai asta este dovada cea mai evidentă a faptului că trebuie să ne schimbăm. Am găsit câteva chestii în studiu care m-au atins atât de bine la nivel personal, că am roșit, îți spun sincer, când am citit, am roșit efectiv. Fără să te vadă cineva. Nu, nu m-a văzut nimeni, pentru că eram în mine însumi. Și mi-am dat seama de importanța ideii de a conștientiza nevoia de schimbare, indiferent, de-aia spuneam, indiferent de felul în care noi ne percepem pe noi sau ne lăsăm percepuți de ceilalți, Pavel spune, este nevoie de schimbare. Bine, noi îl avem pe Iisus Hristos ca model. Și conștientizând faptul că între noi și Iisus Hristos este totuși o diferență enorm, destul de mare, ce trebuie să facem ca să, descoperindu-L pe Hristos, am aflat despre El, știm planul mântuirii, îl cunoaștem, poate că chiar ni s-a descoperit în viață, prin experiențe personale. Cu toate acestea, trăim într-o zonă infectată de păcat și ne mișcăm aici. Ba chiar uneori parcă divinitatea pare că este distanțată de noi și percepem doar lumea din jurul nostru, iar păcatul și ceea ce ne înconjoară a devenit atât de familiar nou încât ni se pare ceva obișnuit. Vedeți trendul de astăzi cu steagul
pe care Dumnezeu l-a lăsat cu un alt scop, a ajuns să fie pus la loc de cinste într-un scop imoral. Și mă uit la generația care se formează acum, că cresc sub acest cadru, în acest cadru, încât peste, eu știu, un timp n-o să li se mai pară că este ceva anormal. Se vorbește despre spirala păcatului. Cum păcatul îl determină pe om să ia anumite decizii sau să facă anumite lucruri chiar împotriva dorinței, împotriva voinței lui, fără ca să mai conștientizeze că ceea ce face este păcat. Unde este punctul la care, în care mai putem face un pas înapoi? Sau până unde ne putem permite? Spiritualitatea poate să fie o spiritualitate permisivă în care să putem accepta și puține nereguli? Sau trebuie să fim 100% da sau nu? E vorba de o relație cu Dumnezeu? Adică relația cu Dumnezeu poate fi compromisă sau mai poate accepta Dumnezeu și... Am învățat despre har. Dumnezeu este și har. Ne oferă în dar mântuirea. Dar partea noastră poate fi cu dublă măsură sau nu? Poate că este prea directă întrebarea, dar aș vrea să punctez lucrul acesta, pentru că sunt foarte multe persoane care spun Dumnezeu ne iubește și datorită dragostei Lui, toți păcătoșii vor beneficia de mântuire. Păcatul înseamnă rupere, înseamnă despărțire. Și asta de cotitură a relația dintre Dumnezeu și om, în momentul în care cineva iubește problemă. Și anume că nu poate să rămână și cu Dumnezeu și în același timp să poate să meargă și cu viața lui Anapota. Și avem de făcut o alegere. Și viața însă și este o sumă de alegeri. Și putem să-L percepem pe Dumnezeu prin două aspecte. Aspectul Sfințeniei Lui, care El se declară că este împotriva păcatului din viața oamenilor, dar nu împotriva păcătosului. Exact. Pentru că oricât ar fi păcătosul de mare, dacă există termen de comparație al păcatului, Dumnezeu iubește pe păcătos, dar iubește ceea ce face El, omul păcătos. Și al doilea aspect este faptul că urăște ceea ce face omul. Și al doilea aspect este că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei care se poate apropia de noi, chiar dacă suntem păcătoși. Da? Acum, alegerea pe care trebuie să o facă omul este ca să își dea seama că păcatul din viața lui îi aduce moarte. Și moartea, chiar dacă de cele mai multe ori nu vine dintr-o dată, imediat, este o moarte în etape și omul se consumă puțin câte puțin. Uh-huh. Și atunci, practic, nu mai rămâne nimic bun în el. Și dau un exemplu de... Să zicem că avem aici un măr și vreau să-l mănânc și mușc o dată din el și mușc bine. Dacă mai mușc o dată, s-ar putea să mușcătura aia să fie tot consistentă. Și dacă mai mușc a treia oară, deja nu prea mai am o mușcătură completă, pentru că am mai mușcat din ceea ce am mușcat înainte. Și așa mă consum puțin câte puțin. Ok. Da. Așa ne consumăm și noi în momentul în care lăsăm păcatul ca să pună stăpânire pe noi și practic ne transformăm în niște oameni care nu mai putem să ne mai salvăm, să ne controlăm viața, ci avem nevoie de cineva din exterior care să vină să intervine, să ne ajute în procesul acesta al vieții. Și cu siguranță că Iisus Hristos este Cel care poate să vină din afară și să ne dea o mână de ajutor. Și pentru aceasta este nevoie de o decizie, de o alegere pe care să o fac. Însă și cu toate acestea, chiar intervenția lui Iisus Hristos poate să fie oarecum împiedicată de un anumit punct care devine irreversibil în alegerea mea. Dacă, eu așa am înțeles, dacă îl permit păcatului în viața mea să-și facă cuib, pot ajunge la punctul în care nici Hristos nu mai poate să intervină.
este denumit în Scriptură păcatul împotriva Duhului Sfânt? Sau un păcat permis în mod repetat poate face parte din caracterul meu? Eu m-aș referi mai degrabă la ce ai zis tu, Odinaur, chestiunea cu spirala și a spune spirala depravării. Da, chiar poate fi numit așa. Pentru că ăsta e felul nostru în care suntem construiți. Suntem ceea ce practicăm. Da, ne caracterizează. Suntem, efectiv, suntem ceea ce practicăm. Și dacă în mod constant practicăm răul, practicăm păcatul, devenim din ce în ce mai păcătoși, cum spuneai tu, da? Și ne consumăm și ajungem la un moment dat atât de neputincioși în fața slăbiciunilor, atât de incapabili de a ne împotrivi tentațiilor și răului, încât părem posedați de el. Și zic părem, pentru că dacă ar fi într-adevăr așa, atunci n-ar mai exista nicio soluție, nicio salvare, nicio speranță. Și este interesant că Pavel vorbește despre drumul parcurs invers. Aceeași spirală, dar este de data asta spirala reabilitării. Când dintr-unul care practică în mod constant răul și împotrivirea față de morală și față de ceea ce Dumnezeu numește bine și adevăr, da? Fiecare poate să numească punctul ăsta cum vrea. Punctul decisiv. Punctul de întoarcere. De întoarcere. Când ești atât de nenorocit și atât de lipsit de speranță și de perspectivă, dar în ciuda faptului ăstuia realizezi, spre deosebire de băiatul profesorului, da? Realizezi că ești atât de rău încât e nevoie de ceva care se întâmplă în viața ta. Pentru că ăsta este momentul în momentul în care te întâlnești cu Iisus și ai nevoie de, spuneam, adevărul este punctul de referință și ai nevoie de Iisus pentru ca să te compari cu El și să-ți dai seama că îți trebuie altceva în viață. Considerați că a avea nevoie de Iisus trebuie să fie să se manifeste sau să aibă loc doar în minte sau să fie ceva activ, ceva practic? Bun, e vorba de alegere. Vreau să fiu schimbat. Spun, vreau să fiu schimbat, am nevoie de intervenția lui Iisus Hristos. Cum ajung ca să beneficiez de această intervenție a lui Iisus Hristos? Sau cum poate interveni Dumnezeu în viața mea? Dacă eu am ales păcatul și mă simt, mă consider păcătos. Te rog, Dani, scuze. Dumnezeu nu este un personaj care se intră cu bocance, cum se zice, în viața mea. Tocmai, și da. Și îmi respecte libertatea de alegere. Și în momentul în care eu sunt conștient de starea în care sunt sau dau de înțeles că aș vrea ca să mă schimb, atunci Dumnezeu poate ca să intervină. Și cum face asta? Zice Biblia, când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile. Exact. Trebuie să fie un tandem între Dumnezeu și om în procesul acesta al schimbării și este ciudat pentru că nu omul face primul pas în procesul acesta, ci Dumnezeu este cel care vine și se descoperă omului și zice că vrea ca să fie salvat. Dumnezeu vine și ne întinde o mână, dar eu ca și păcătos trebuie ca să întind și o mâna mea ca Dumnezeu să mă apuce. Și acesta este un caz fericit. Dar de cele mai multe ori, când omul vrea ca să fie schimbat, Dumnezeu este acela care vine și îi dă harul lui, îi dă posibilitatea să se schimbe și depinde acum dacă și omul își dorește cu adevărat lucrul acesta. Pentru că puterea lui Dumnezeu este infinită, este desăvârșită și în slăbiciunea noastră este făcută desăvârșită. Dar dacă eu ca și păcătos îmi doresc ca să fie Iisus în viața mea, atunci trebuie să strig, cum striga apostolul în vechime, Doamne, scapă-mă. Da. Deci până nu conștientizez cât de departe am ajuns în starea mea de păcătoșenie, nu prea poate Dumnezeu să facă mare lucru. Pentru că eu nici măcar nu mă consider suficient. Exact, și nici măcar nu pot să cer schimbarea. Da. Apropo, copilul profesorului, nu văd necesitatea unei schimbări. Pavel se mai adresează efesenilor cu privire la felul lor de viețuire. Metaforic le spune să vă schimbați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu hainele neprihănirii.
Lucrul acesta se poate face exact ceea ce am spus mai devreme. Dacă constat că haina mea e murdară, atunci o schimb, dar dacă mi se pare că e curată și îmi stă bine, nu am nevoie de o schimbare. Ba chiar se mai folosește și un alt termen, să vă, cum spune acolo, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Ce să înțelegem de aici? Adică cum se produce această înnoire în duhul minții? Ce implică o asemenea transformare? O schimbare a minții. Bine, duhul minții este un termen arhaic folosit în Scriptură, dar implică doar o schimbare în minte pe care o știu, o văd, o trăiesc doar eu sau e ceva vizibil și în exterior? Când e vorba de o convertire, de o schimbare dintr-un om vechi într-un om nou. Vedem că omul acela care a fost spălat, tuns și schimbat și îmbrăcat frumos, el când s-a văzut în oglindă nu s-a recunoscut. Dar și ceilalți cred că același lucru, nu-l recunoșteau că este omul care a dormit pe stradă. Când Dumnezeu intervine în viața mea și face o schimbare, schimbarea aceea o știu, o simt, o trăiesc doar eu sau o simt și vecinii mei, și familia, și biserica, și... Cred că la început nu vei ști decât tu. E o trăire interioară. Da. Și cred că e o perioadă destul de lungă pentru că ai nevoie să conștientizezi, ai nevoie să absorbi și să digeri ceea ce ai conștientizat. Și devii întâi înăuntru un om nou. Uite, de exemplu, diferența pe care o putem observa foarte bine între noi și animale. Uh-huh. Animalele, de exemplu, nu au perspectiva asupra vieții, o perspectivă asupra lumii. Nu sunt conștiente că trăiesc înconjurate de alte animale, în sensul în care noi suntem conștienți că da. Suntem înconjurați de alți oameni. Noi avem o perspectivă clară și net superioară, sau noi avem o perspectivă, de fapt, pentru că, spuneam, animalele nu au nouă perspectivă asta. Și trăind în societate, îți făurești anumite valori, îți făurești anumite priorități și trăiești conform lor. Uh-huh. Și asta face din tine un practicant al unei vieți făurită după regulile pe care, înțelegându-le în lumea de care ești înconjurat, le găsești. Transformarea individului din nelegiuit sau păcătos sau cum vrei să-l numești, dintr-un om bun, intervine în primul moment sau intervine inițial în momentul în care conștientizezi că mediul în care tu ești, mediul social, lumea în care tu trăiești, nu este, nu are așteptările pe care tu le ai, de exemplu. Da? Și atunci trebuie să-ți găsești un nou set de valori pe care să ți le însușești. Și fiind, spuneam, suntem ceea ce practicăm. Și dacă tu o perioadă lungă de timp, și asta se observă la orice nivel, când încerci să înlocuiești un obicei prost cu unul bun, indiferent că e vorba de fumat sau de ce știu eu, de stat prea mult la televizor sau de stat prea mult pe telefon sau de necitit, da? Pentru că și necititul este un obicei prost. Da. Și încercăm să ni-l dăm la o parte citind, dar nu vei reuși să citești din prima dată Frații Karamazov al lui Dostoevski fără să faci nicio pauză, pentru că e o chestiune care ține de exercițiu. Și atunci, la nivel interior, ai nevoie de conștientizarea asta și de practica, de transformarea din ce am fost în ceea ce sunt. Okay. Și trebuie să accept că noile valori, și la nivel intelectual trebuie să accept că noile valori pe care încerc să le adopt și să le fac să mi le însușesc vor fi la un moment dat vizibile. Da, da. Și de atunci încep să manifest încet, încet în exterior. E ca și o dietă. Oamenii la început nu vor vedea că tu ții dietă. Slăbit. Nu vor vedea că tu ții dietă, pentru că se întâmplă doar în interiorul tău niște procese care îți dau ție trăiri neplăcute. Da, da, da. Dar în afară nu se vede, că n-ai pierdut nici 100 de grame. Și chiar dacă ai pierdut 100 de grame, oamenii tot nu văd. Doar după ce vei fi pierdut 2-3 kg, zic, ai slăbit. Uh-huh. Același lucru se întâmplă când practici spiritual. Da, am înțeles. Noile am înțeles valori. Ideea. Te rog, Dani. Eu cred că schimbarea asta este un proces și este un proces lung.
Nu poți ca să ajungi la transformare și să devii asemenea lui Hristos așa peste noapte. Într-un clic. Ca și cum ai luat o pilulă și te transformi dintr-o dată, devii un om bun, un om gingaș, un credincios. Și lucrul ăsta se face prin repetitivitate. Da? Okay. Obiceiurile pe care le faci în fiecare zi, zilnice, alea foarte mici, dar repetitive, te ajută ca să te transformi. Viața personală în relație zilnică cu Hristos te ajută ca să fii transformat. Poate nu reușești să citești un capitol din Biblie pe zi, poate nu reușești să te rogi de 2-3 ori pe zi, dar dacă citești un verset astăzi, te și rogi, mai intri în legătură cu cineva, faci ceva pentru binele tău, adică malaxorul ăsta mare, mamutul ăsta care este păcatul din viața mea, începe să meargă puțin câte puțin și atunci transformarea se vede. Mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat prima dată în România când s-a înființat prima linie de cale ferată. Toți oamenii vremii de atunci și erau adunați și încerca fiecare să-și dea cu părerea și cea. Crezi că mastodontul ăsta de fier se poate mișca pe șinele astea? Și zicea unul, a, niciodată, e prea mare ca să poată să se miște. Și la un moment dat a început locomotiva să scoată aburi, puțin câte puțin a început ca să se miște și la un moment dat unul dintre mari sceptici de atunci zice, pa, dacă a luat-o din loc, acum ăsta în veci nu se mai oprește. Deci oricum ar fi mai bine. Da. Deci viața creștinului se face treptat, dar cu pași mici și consecvenți. Uh-huh. Și cred că ne paște și pe noi un mare pericol, cei care vedem o persoană că este prinsă foarte mult în capcana păcatelor lui, și avem tendința ca să îi judecăm pe oameni după ceea ce vedem. El e posibil să fie transformat în viața lui, dar dacă nu se vede în îmbrăcăminte, nu se vede în modul, în vorbire, nu se vede în modul în care își aranjează părul sau barba sau mai știu eu ce, lucruri practice, vizibile, nu înseamnă că omul ăla nu este în proces de schimbare. Da. Și ar trebui ca să îi dăm credit, să-l încurajăm în procesul lui, pentru că dacă îi tăiem aripile, s-ar putea să se oprească și să nu mai poată să mai poate interveni dezamăgirea, descurajarea. Exact. Și... Da, cert este că e posibil. Asta este cel mai minunat lucru. Faptul că pot, dintr-un om păcătos, decăzut așa cum mă simt, să beneficiez de o schimbare, de o transformare în viața mea care să mă recomande pentru veșnicie înaintea lui Dumnezeu. Da, păcatul se poate învinge. Da. Hristos l-a învins și a câștigat lupta cea mare, acum și eu pot să o câștig în dreptul meu personal. Exact. Trebuie important e ca să conștientizez starea mea de păcătoșenie și să-mi doresc să fiu schimbat și atunci Hristos intervine. Care este rolul Duhului Sfânt în această schimbare a credinciosului? În ce măsură intervine Duhul Sfânt în viața mea? Ca să pot beneficia într-adevăr de schimbarea pe care mi-o doresc. Se vorbește despre vorbirea cu Duh, despre această schimbare vizibilă, care în momentul în care l-am acceptat pe Hristos, până la urmă și vorbirea mea, cuvintele care le folosesc, nu mai pot fi aceleași dinainte. Dar toate lucrurile acestea, după cum ai spus, e adevărat, alegerea, trebuie să aleg. Dar mă simt neputincios, sunt slab. Simt că nu pot. Am un prieten care foarte mult simpatizează cu adventiștii. Zice, băi, Gabi, zice, nu pot să mă las de vocabularul meu, care l-am de când eram tânăr. Și nu pot. Și merg pe linia asta că nu pot. Doamne, n-am ce să fac, nu pot. La cine să apelez? Când spui asta, mi-aduc aminte de un tablou destul de amplu din Romani, pe care îl folosește Pavel, referindu-se exact la chestiunea asta. Uh-huh. Și sincer să spun, eu mă identific la momentul actual cu tabloul ăla. Pavel spune, în capitolele 7 și 8 e vorba despre transformarea asta despre care discutăm noi, și Pavel spune, acum sunt la un nivel în care există în mine o luptă foarte puternică. Da. Revin la ideea, suntem ceea ce practicăm. Uh-huh. Și procesul de
de debarasare de ceea ce am practicat nu este atât de simplu. Am zis, gata, de mâine nu mai orice. Da. Nu se întâmplă asta. Te pomenești făcând cevaul ăla, în ciuda faptului că nu vrei să faci. Și Pavel spune, la nivelul minții, îmi este atât de clar ceea ce vreau să fiu, că mă simt cel mai liber om din lume. Uh-huh. Când însă vine vorba de practică, în timp ce mă gândesc la cele spirituale, în timp ce mă gândesc la Dumnezeu, în timp ce mă gândesc la adevăr și la binele și la frumosul pe care trebuie să le practic, mă pomenesc mocirlindu-mă. Și zice, văd așa mine două direcții, două forțe, două puteri. Două puteri. Pe care le identific foarte bine. Vreau să fac binele și mă trebuie să fac în răul. Și Pavel spune că lucrul ăsta este de biruit doar prin îngăduirea Duhului lui Dumnezeu care să locuiască în noi. Uh-huh. Pentru că determinantă este convingerea la nivelul minții. El spune, încheie capitolul 7 și spune, vai nenorocitul de mine, atât nu mai pot, ce să fac? Cum să ies din dilema asta? Uh-huh. Și spune, după aia spune, mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu că sunt în stare, la ora actuală, să-i slujesc Dumnezeu cu mintea. Uh-huh. Și sunt atât de fericit că pot să fac lucrul ăsta. Și celelalte, care sunt căderile repetate în practicarea răului cu exteriorul, da? Că despre asta vorbim, despre manifestarea în exterior. Alea le las pe seama lui Dumnezeu și încăpățânându-mă să continui să ascult de vocea Duhului Sfânt care este în mine și care îmi spune. Și e interesant că el vorbește și despre faptul că atunci când Duhul Sfânt se simte neglijat, se întristează. Da. Și mi-a place foarte mult ideea asta că Duhul Sfânt nu renunță la noi. Exact. Mi se pare extraordinar. Duhul Sfânt se încăpățânează să nu renunță la noi. În ciuda alegerilor noastre greșite. Da, în ciuda alegerilor noastre greșite, el zice, nu, că mâine sigur o să fie altceva. Pentru că și Duhul Sfânt, la fel ca și noi, știe că suntem ceea ce facem. Și repetând binele și străduindu-ne să lăsăm a repeta răul, contrabalansăm. Uh-huh. Și ajungem la un moment dat când Duhul Sfânt nu se mai simte întristat în virtutea faptului că exteriorul nostru începe să coincidă cu interiorul. Da. Și suntem îmbrăcați frumos și avem barba rasă și avem părul vopsit și nu ne mai recunoaștem în oglindă. Și suntem curați. Da, Domnul fie lăudat. Este posibil așa ceva. Dragii mei, înainte de încheiere, aș vrea câte o scurtă concluzie. Ce pot să recomand cuiva care se simte jos și care își dorește schimbarea? Cu ce pot să îi vin în ajutor sau în ce măsură îl pot încuraja? O fac, îi dau o carte, îi spun două cuvinte de îmbărbătare, Domnul e cu tine, te ajută, te sprijină, dar oamenii au nevoie de ceva concret, de o experiență personală. În ce măsură pot eu să ajut pe un om care este într-o asemenea stare? Cunosc persoane de genul acesta. E foarte simplu să te duci la un om să-i spui, uite, Dumnezeu te iubește. E ușor să spui asta. E foarte simplu. Oricine poate să facă asta. Dar nu cred că de afirmația asta are nevoie cineva în momentul în care se află într-o situație grea din viața lui, când nu știe orizontul în care să meargă. Și cred că atitudinea mea, ca și om al lui Dumnezeu, poate să îl determine să ia o hotărâre, dacă să-l primească pe Dumnezeu sau nu. Noi, ca și reprezentanța lui Dumnezeu, care îl cunoaștem și din experiență personală, avem nevoie ca să ne apropiem de oameni așa cum s-a apropiat Iisus. Pentru că înainte ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, ne văd pe noi. Exact. Care avem o viață în spate de trăire cu El. Și de cele mai multe ori îl înțeleg pe noi prin atitudinea pe care noi o avem față de oameni, față de viață, față de propriul nostru trup. Și atunci dacă noi suntem niște modele bune pentru ei, se trezește și în ei curiozitatea ca să descopere ce Dumnezeu minunat este în spatele acestui om care
probabil se confruntă cu aceleași probleme și situații dificile în viață ca și mine. Deci eu cred că am putea să fim niște mâini pentru cel care nu le are, niște picioare pentru cel care nu le are și înainte ca să-L descopere pe Dumnezeu să-L vadă în mine, în viața mea practică. Exact. Deci exemplu personal. Exemplu personal poate să-i schimbe este... și pe alții. Sau măcar să le trezească interesul să fie, da. Să-și dorească să se schimbe și ei. Eu mă gândeam la un alt aspect pe care vreau să-l subliniez. Și fac asta prin perspectivă personală. Uh-huh. A fost o perioadă destul de lungă în viața mea în care mă simțeam nevrednic să mă apropii de Dumnezeu. Și cred că asta este un lucru care încearcă pe foarte mulți. M-a costat foarte mult să conștientizez faptul că nu demnitatea mea este importantă înaintea lui Dumnezeu. Adică mm-hmm. eu sunt valoros înaintea lui Dumnezeu, indiferent de felul în care sunt. Și în perioada aia încercam să-L impresionez pe Dumnezeu. Mm-hmm. Încercam să devin atât de bun sau suficient de bun încât Dumnezeu să zică ce dragă mi-e de tine, Gabi. Ești cel mai... Vine să te îmbrățișez. Oamenii au nevoie să fie acceptați așa cum sunt. Sunt stigmatizați în societate, în mediul în care trăiesc. Sunt respinși din cauza... Vorbim de cazurile extreme. Da, da. Din cauza felului în care trăiesc, din cauza felului în care arată, din cauza felului în care se comportă. Și asta îi face să se simtă lipsiți de valoare. Uh-huh. Și cred că asta este frumosul din salvare. Faptul că Dumnezeu pune valoarea ta înaintea oricărui altui lucru. Pentru că te iubești, pentru că ai valoare în ochii mei. Dă un neamur pentru tine. E foarte frumoasă imaginea asta. Exact. Și cred că dacă reușim să-i facem pe oameni să se simtă acceptați, vorbim de oamenii care vor să fie acceptați, în sensul că simt nevoia să se transforme, să devină alte persoane, dar se consideră încă insuficient de bine șlefuiți încât mm-hmm. să fie acceptați de Dumnezeu sau de mediile care cultivă o viață frumoasă și o viață morală. Da. Și dacă reușim să-i facem să se simtă acceptați, cred că am câștigat un punct mare. Exact. În transformarea lor. Și atunci simțământul de vinovăție care le conferă această stare de disconfort poate să dispară. Și mai este încă un lucru. Atunci când personal am trăit experiența altora, în momentul în care și-au dat seama că Dumnezeu poate ierta un păcat oricât de mare și de grob ar fi el, Dumnezeu îl poate ierta. Și când omul simte că este iertat sau că este acceptat de Dumnezeu așa cum este el, cum ai amintit tu, Gabi, atunci parcă îi se luminează fața. Mhm. Și îi se oferă o altă perspectivă. Primește o motivație în plus. Curaj să meargă mai departe, să lupte. În ciuda stării de depresie în care se află sau unei stări de vinovăție. Dragii mei, vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și ca încurajare, oricât de jos am cădea, Dumnezeu ne oferă o mână întinsă ca să poată să ne ridice. Și ne rămâne doar să alegem. Putem beneficia de această salvare care este posibilă prin experiențe personale, printr-o trăire permanentă în legătură cu Dumnezeu, prin studiul cuvântului lui Dumnezeu, putem să descoperim lucruri pe care poate că nu le-am știut, dar care ne oferă perspectiva veșniciei. Până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere!